Începând de ieri și până în data de 6 ianuarie, polițiștii vor efectua zilnic acțiuni și controale, atât la societățile comerciale autorizate să desfășoare operațiuni cu articole pirotehnice, cât și în zona piețelor, târgurilor sau centrelor comerciale. Sunt vizate persoanele fizice și juridice neautorizate care vând articole pirotehnice. Activitățile au scopul de prevenire și de combatere a incidentelor neplăcute în urma utilizării de articole pirotehnice. Ieri, în localitatea Vetrișoaia din județul Vaslui, polițiștii au oprit o persoană care ducea în brațe un colet în care se aflau peste 5.000 de articole pirotehnice pentru care nu deținea autorizație.